Bună ziua! O să discutăm astăzi despre probleme de etică și deontologie medicală. Mai concret, de curând am avut o pacientă care a venit în consultație fiind nemulțumită de rezultatul pe care l-a obținut în tratament pentru hipotrofie mamară cu implante mamare, fiind operată în alt serviciu medical. Pacienta a venit nemulțumită de rezultatul operației estetice. În aceste cazuri, noi trebuie să păstrăm în minte deontologia medicală, și anume etica medicală. Noi trebuie să înțelegem că fiecare medic care operează și care face tratament, în special în privat, unde activitatea noastră este strict legată de rezultatul postoperator, face tot ce ține de posibilitățile sale și posibilitățile pe care le oferă pacienta, adică țesuturile pacientei, stare de sănătate, pentru ca rezultatul să fie optim. Deci noi trebuie din start să înțelegem că fiecare medic face maximum ce poate și ce este posibil. Și în al doilea rând, de multe ori noi trebuie să înțelegem că rezultatul estetic este o parte componentă a rezultatului global. Dar rezultatul global, în primul rând, ia în considerație și starea de sănătate a pacientei și rezultatul asupra sănătății pacientei. În cazul concret, implantele mamare în care pacienta s-a plâns că îi se par că sunt prea mici, este de fapt ca o soluție de estetică care nu poate fi oferită tot timpul pacientei. În ce sens? Uneori țesutul cutanat, adică piele, este prea puțină și ca să încapă un implant mai mare și din cauza asta, pur și simplu, medicul alege să nu pună un implant mai mare pentru ca să nu supună pacienta la riscuri legate de cicatrizare și alte probleme. Un vilciș cutanat pe noi un pic ne limitează în posibilitățile de tratament. Acesta e primul aspect. Bineînțeles că dacă noi vedem un rezultat frumos, estetic și care noi suntem plăcut pentru ochi, noi trebuie să spunem pacientului acest lucru și nu trebuiește să încercăm să câștigăm credit asupra pacientului și în posibilitățile de interes lucrativ pentru ca să, pur și simplu, ca să ne aflăm în treabă. Și nu în ultimul rând să nu uităm când merge vorba de implantele mamare, este însăși problema cu greutatea sânului. Deci noi trebuie să înțelegem că în țările care posibilitățile financiare la casa de asigurări este mai mare, un sân cu o excizie mai mare de 500 de mililitri deja intră în categoria de gigantomastie și se tratează prin serviciile de sănătate publică. Deci dacă noi o să punem un implant mult prea mare pentru o pacientă care deja are glandă mamară, care deja are un țesut care cântărește și o să-i punem încă acolo un volum XX, noi putem să-i facem probleme cu coloana vertebrală, noi putem să-i dăm dureri de spate și multe, multe alte probleme legate de greutatea în plus, care de fapt face indicație pentru ca să ne eliberăm de ea. Deci toate aceste momente medicale sunt în primul rând văzute în calitatea de confort al pacientului și după aia merg ideile estetice pentru că de fapt toate complicațiile apar în momentul în care noi hiperbolizăm și nu putem să educăm și să aducem pacientului la cunoștință de faptul că totul se face cu un preț. Deci dacă noi încercăm să exagerăm într-un anumit sens, neapărat pot să apară anumite momente care după aia o să trebuiască să fie tratate. Deci estetica cu tot din adinsul și în detrimentul sănătății, aceasta nu este o metodă care este corectă și în momentul ăsta noi în calitate de medici și în calitate de colegi suntem obligați prin principiul comportamentului deontologic etic, să anunțăm pacientul că, de fapt, medicul tratant nu este cel care a greșit, ci este o variație a tratamentului care pune în primul rând și în prim plan interesul pacientului. Deci asta este ca și fapt concret, dar de asemenea noi trebuie să înțelegem că estetica
Este o chestie personală și fiecare medic are principiile sale de frumos și cum vede el frumosul. Eu am ale mele viziuni ale frumosului pe care eu mi le bazez pe studii publicate, pe experiența pe care o am, pe conceptul de frumusețe care deja este arhetipal. Dar asta nu înseamnă că eu sunt ultima instanță și nu pot să existe și alte păreri, cu alte tehnici, cu alte aborduri. Deci, până la urmă, ce este cel mai important e să oferim pacientului informații complete pentru ca el să poată să aibă de unde alege și să aleagă ceea ce îi place. Și după ce a ales și a mers, de exemplu, să se ducă să se opereze la alt medic, să respectăm alegerea lui, să respectăm alegerea făcută la acel moment și să înțelegem că medicul care a făcut acea operație a făcut maximum ce a putut și ce a fost în posibilitățile sale. Deci, respectul ăsta profesional deontologic este de primă intenție în chirurgia estetică. Pentru că dacă noi venim și spunem că cineva a făcut rău, nu facem decât altceva, decât să ne creștem prețul pe seama altcuiva, dar nu pe seama lucrului nostru. Dacă și chestia asta nu este corectă. Deci chestia asta deja este o intenție care arată lipsa de profesionalism.